despre apostolat. Că uite, trăim într-o vreme, ați abordat mai devreme, a spus că stă mult de vorbă. Dar nu mai este nicăieri niciun pic de apostolat, de misiunea bisericii. Ce se poate face astăzi? Eu mă așteptam după 90 ca în loc de sectanți pe străzi și pe scările blocurilor să văd preoți care să-ți bată în ușă, să spună, hai frate la biserică, hai, uite, dacă vreți, fac o aghiazmă în casă, facem o spovedanie, facem o slujbă. N-am văzut așa ceva. Cum ar trebui să arate apostolatul bisericii astăzi? Ei, ca să formezi un apostolat, să ai omul pregătit. Cum se pregătește un om? Ai omul, creștinismul nu constă în număr. Da. Creștinismul constă în forță interioară. Pe de altă parte, și eu s-o căteam ca activismul în sine o elită de oameni să nasc, am putea spune. O elită de oameni să nasc, așa după cum se pierde într-un cazan acolo și se topește în sfârșit argintul, aurul, toate metalele astea nobile ca să dai un sun de clopot. E cam așa se formează aici, să dai o rezonanță. Aici se formează creștinul nostru. E bine, erau pus la tinerii noștri în educația lor ușa de pieritul probii. Erau pus la o serie întreagă de metode, ca de adevăr să-l vezi că rezistă și merge, știe să moară. Oricât totul se bazează, nu așa, în elita aceasta a omului, chemarea și că are chemare pentru viață călugărească sau are chemare pentru preoție. Este în adevăr și asta, dar chemarea este și simțământul al datoriei de onoare a care el se obligă prin botez. Noi, ca să botezăm un copil, să facem un creștin, nu numai să dansăm la cumetrie și să tăiem moțul, să facem o petrecere cu asta, basta. Nu. Ca să formezi un creștin, mai întâi trebuie să fii tu creștin, să fii un naș, trebuie să fii tu un naș. Dar să formezi, în sfârșit, un copil pentru o școală de seminar, să vorbesc un copil pentru teologie, pentru biserică, cum le spun și eu băieților acum, egal martir. Poți să te dăruiești, ai chemare. Nu poți să te dăruiești, stai acasă. Preoția este, în sfârșit, modelul de viață, de jertfă. El este jertfitorul, el este și cel să jertfește. Hristos, arhiereu, Hristos jertfit. Aici este vorba despre formarea noastră în toate elementele acestea ale familiei noastre. Nu ne pleacă mama, tot ea rămâne acela. Noi dacă avem mame, într-adevăr, avem și eroi, avem și mucenici, avem și savanți, avem și genii, avem și ostași și toate așa și valori ale creștinismului nostru. Atâta vreme cât mamele noastre trăiesc așa cum trăiesc datorită modernismul ăsta care vine peste noi, de la o zi la alta, apare în piscină o modă și gata, mai dimineață, e luată peste tot. Apoi cu educație, cu formarea asta, noi nu avem pe viitor decât a oamenii pe care îi trăim. Pe mine cei mai slabi
școlile dintre toate sunt școlile să duhovnicești. Cu regret spun, vin tineri aici de la diferite facultăți, la diferite universități. E bine, sunt niște gășăpietele cu viitorul lor, cu maritatul lor, căsătoriilor lor. O fată de la o facultate de chimie sau de drepturi, îmi spune, părinte, eu doresc să-mi formez și o familie, să le dăjduiesc. Cred că voi găsi vreună om al lui Dumnezeu. Bine, bine, e drept. Ai dreptate. Dar vine la teologie una, păi, părinte, am cântat să dirige, mă seduce. Nu mai pentru mine, nu mai găsi nici Dumnezeu. Păi bine, bă, tu mă liniești profesoară de religie la școală. Păi așa, asta e educația. A desnădejde, disperări, trebuie să-i simțiți. Vezi, mă, fată, că lucrurile nu sunt chiar așa, mă. Și mă gândesc și eu, mă, uite rezultatul. Unii zi de zi acolo face o rugăciune, mă rog, de bine, de rău, de dimineață, de seară, face o lectură, are, să știu, câte 7-8 profesori la zi de teologie. Și rezultatul care este. Am văzut eu vreun candidat de teologie să vină să spun, părinte, am terminat teologia și vreau să mă duc și eu la o parohie unioară, în Torohoi, la Constanța, mă duc în Delta Dunării. Nu, mă duc cu aia să vedem unde, ce parohie liberă, unde și cum, ce fată bună, mașină, la scară și iată apostolat. Avem cu asemenea oameni să facem biserică. E un formalism însușit cras, care noi trebuie să ne gândim foarte serios pe viitor, căci nu avem decât de pierdut cu asemenea evenimente. Uitați-vă, tinerii iau parte la o grevă. Toate facultățile, toate universitatea, în București, Iași, nu teologii cu minți, sau altă. Dar imediat, îndată la, când e vorba de avantaje, gata, și teologii. Păi, exemplu, dragii mei, slăbuți pentru tinerii ăștia colegi. Ăsta stă însă și 3 zile în grevă, sau 5, sau mărșăluiești, strâgă, urlă, sau așa. Ăsta stă însă și la adăpost. Când e vorba la președinte, înainte. Asta e o poveste mai largă, mai mare, neimplicarea preoților, așa spune, nu se implică biserica în viața socială, adică în viața politică oricum trebuie să se implice. Spuneam de la început, la discuția noastră, că noi nu facem politică la ora asta, noi căutăm să dezrădăcinăm, așa, rădăcine satanicești, introdusă în lumea noastră creștină. Noi asta facem. Păi tu politică și asta. Politică o fac ăștia care umblă cu pancartele și strigă, eu am să-ți dau, eu am să-ți fac, eu am să-ți te ajut, care însușită campania electorală nu este o campanie de minciună. Așa încât omul, domnule, noi trebuie să ne gândim că la ora actuală noi facem în sfârșit o încercare, o luptă împotriva acestei forțe satanice. De ce noi nu mai ieșim, domnilor, din... Pentru că și mulțimea partidelor, știți prea bine, nu au alt scop decât să dezmembreze unitatea unei națiuni. Mulțimea partidelor este slăbirea, forța unității. Nu vedeți că el merg până la 70-80 de partide. Care sunt radicale? Nu, acum sunt 20. Acum sunt 20 de 20 de partide. Eh, 20 de partide, a câte 3 miliarde fiecare partid, sau chiar mai mult. Da. La o campanie electorală, unde ajungem noi? Rădărea asta. Și nu au alt scop decât să urască, să mărească, ce tensiunea
parte împotrivire una cu celălaltă. Asta este politica. Așa, după cum să știți și este scopul lor de dezvinare și destruire a unității. Iar noi creștini, să știți, la tot ceea ce se petrece în lumea asta noastră, ne așteaptă vremuri grele, pentru că vedem prea bine, vom fi puși la încercare, însă să nu ne temem turmă mică. Domnul rămâne în sfârșitul nostru. Să nu ne gândim în sfârșit la... Că vom trece însă prin viață, prin viața creștină, și nu ne va asemăna cu durerile Mântuitorului Hristos când a spus Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Cam așa trebuie să trecem și noi, cum spune Sfântul Serafim Sarov, vom fi părăsiți lumii, vom fi neînțeleși și vom purta această durere în sufletele noastre, căci numai așa vom putea primi pe Mântuitorul Sfânt cu slavă, cu îngeri și cu sfințe. Eu ne pregătesc pentru viitor un timp foarte favorabil. Mântuitorul Hristos, din dragoste pentru noi, ne dau aceste vremuri ca să ne mântuim ultimii dintre noi. Dacă nu vreți voi de bună voie, hai să vă mântuiesc din voi, dar nu vă las. Și ne dă câte o perioadă asta, că e așa, și facem